Doamna preasfinția voastră, doamne domnule primar, domnule profesor Victor Spinei, corespondent al Academiei Române, domnilor general, Romani și Radu, doamnelor și domnilor, sunt bucuros că după 20 de ani, de la momentul așezării peste Brăila ca oblăduitor al cetății, al orașului, pe Sfântul Mare Ierarh Nicolae, suntem în postura de a face un remember, de a ne aminti prin imagini câteva lucruri esențiale care s-au încercat atunci și care, iată, cred, au dat rod în timp, pentru că de fiecare dată n-am prea simțit-o, ne-a spus că e foarte bine ca la muzeu să continuăm prin cultură, cultul pe care n-am prea simțit-o să reușește în biserică, alături de toți ceilalți credincioși. Vreau să vă spun că pentru acest 2013, pentru momentul acesta, Sfântul Nicolae, patronul orașului Brăila, am pregătit o multiplă, să-i spun, lansare de carte, pe care am reușit să o producem prin o sfârșită a multora dintre colegii aici de față. Ca să nu uit și să nu ajung la sfârșit fără a le mulțumi, am să o fac de la început și am să numesc pe colegul Zan Nicolan, care a stat alături de mine multe privințe, și am să-i mulțumesc colegii Maria Stoica pentru strădania și pentru contribuția esențială pe care o are la atlasul istoric al orașului Brăila. Pentru astăzi ne-am propus două lucruri. Să lansăm cele două reviste ale Muzeului Brăilei, respectiv Analele Brăilei, pe care mi le-am asumat în urmă cu 20 de ani, atunci când Muzeul Brăilei a trecut în patrimoniul său ceea ce istoricește făcuse Ghete Marinescu, și anume revista Analelor Brăilei, revistă de cultură regională, o revistă care a încercat în perioada interbelică, pe 12 ani de apariție, între 1929-1940, să răsfolească, să găsească trecutul istoric al orașului. Au scris la Analele Brăilei nume ilustre de la Nicolae Iorga, la George Călinescu și de la Simeon Mechelinț, la Emil Părtosu și mulți alții. În ceea ce privește Analele Brăilei de anul acesta, vreau să fiți convinși că vor rămâne cu adevărat în analele de istorie ale orașului printr-o serie de lucruri cât se poate de importante și de grele. Avem un segment de istorie literară pe care l-a îngrijit colegul Zanfir Polan, spuneam, cu Eminescu, teoretizările gazetarului, ale unuia din cei mai buni eminescologi de astăzi, Valentin Coșereanu, și multe, multe alte titluri care, sigur, nu fac altceva decât să arate, pe de-o parte, area de cercetare care este din ce în ce mai largă pentru cei de la Muzeul Brăilei, dar și pentru colaboratorii noștri, între care, nu în ultimul rând, iată, menționez pe Valeriu Râmpeanu cu Perpesicius în Arhiva Radiodifuziunii Române, și multe, multe alte titluri. La istoria locală, la istoria Brăilei, fie și întreagă, dar am să le amintesc pe Radu Portocală, fostul director, fostul președinte al, să spunem, Institutului Cultural Român de la Paris, care rezidează la Paris și care ne-a trimis un interesant material apărut în ziarul Reforma și într-un alt ziar apoi, în 1861, și care explică foarte bine, am zis eu, fenomenul care s-a chemat Liceul Nicolae Băncescu 150. Cu acest prilej aduc în memorie tuturor celor de față, una din marile aniversări ale anului acesta a fost cel al jubileului 150 de ani de la întemeierea gimnaziului, liceului, cum îi zic eu, și apoi Colegiului Național Nicolae Băncescu, în 1863, și de față este domnul Florin Ștefan Bălan, fiul academicianului Ștefan Bălan, absolvent al liceului Nicolae Băncescu, care în 1863, la centenarul liceului Băncescu, avea vârsta de 50 de ani. În memoria sa acum și în cinstea sa am bătut
medalia in memoriam academician Ștefan Bălan, 100 de ani de la naștere. Am și scris undeva ce liceu din țară se poate mândri cu Nae Ionescu, Vasile Băncilă, Anton Dumitriu, Petre Andrei, absolvenții aceluiași liceu și, culmea, același artist, absolvent al liceului Băncescu, Nică Petre, le-a făcut portretul tuturor celor patru pentru a fi odată într-una din piețele importante ale vechiului oraș. Sigur, am putea spune multe și nu e cazul să încerc eu să intru în detalii cu acest număr din anam. Vin acum la un lucru foarte drag mie și la un gest, dacă se poate chema, de recunoștință pentru profesorul care mi-a îndrumat pașii în cercetarea științifică după absolvire, pe care am săvârșit-o la Universitatea din București în 72, dar doctoratul l-am făcut la Iași, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, cu profesorul aici de față, Victor Spinei, eminent medievist, arheolog și unul dintre cei mai importanți, să spun, cercetători pe care i-am întâlnit din toate punctele de vedere. Eu am încercat cu puterile pe care le avem, în condițiile care nu este cazul să le subliniez, să fac un gest, am încercat să fac un gest de recunoștință către domnia sa și i-am închinat acest număr 19 din ISTROS, revista științifică, cealaltă revista a Muzeului Brăila, întemeiată în 1980 și pe care o continuăm firește, și care este clasificată B în clasificările Uniunii Europene. Nu noi ne-am dus acolo, ci ne-am trezit acolo clasificați, dacă vreți, în B, ceea ce este pentru revista noastră și pentru editură o notă dintre cele mai bune. Alături de aceste două branduri ale muzeului și ale Brăilei, trebuie să mai semnalez încă două lucruri excepționale. Cu ajutorul Fondului Cultural European, și aici trebuie să mulțumesc colegii Camelia Cristian pentru strădania de a fi dus până la capăt un proiect care s-a chemat Brăila Otomană, materiale noi din arhivele turcești, registre de recensământ din secolul XVI, și o a doua, aceluiași savant profesor Mihai Maxim, o istorie a relațiilor română-otomane cu documente noi din arhivele turcești, de la Mihai Pitazul la Fanarioț. S-a reușit cu Fondul Cultural Național, într-o proporție de 80% cheltuieli acoperite de către Ministerul Culturii, să avem aceste două volume care le-am lansat în apreciere soția voastră și domnule primar, le-am lansat întâi de toate la Biserica Sfânta Parascheva de la Istanbul, Biserica Comunității Românești Ortodoxe de acolo, cu multă însuflețire, și unde realmente ne-am bucurat de succes, spunem noi, pentru că aceste căutări ale profesorului Mihai Maxim au dus la rezultate cu totul excepționale. Vreau să vă spun, astăzi spuneam la teatrul celor de la liceul Iorga, unde eu am învățat, că Brăila are recensăminte amănunțite din 1570, că avem date extraordinar de precise în legătură cu satele de pe terasa Dunării, satele, așa numite, primele sate din Cazaua Brăilei, Tufești, Țibănești, cu Chichilești, cu Gropenii, cu Berteștii, cu Vădenii, cu Baldovinești și așa mai departe, unde știm casă cu casă, om cu om, cine era, cât stup, câte animale și așa mai departe. Sunt lucruri incredibile pentru noi astăzi, pentru veacul 16. În ceea ce ne privește și în ceea ce privește relațiile româno-otomane în ansamblu, dar tot prin prisma Brăilei, vreau să vă spun că e pentru prima dată când se descoperă în fabuloasa arhivă de la Baș Bacandă Arhivă 350.000 de deftere, de condici economice, contabile, și 200 de milioane aproape de documente, se descoperă în acest act, cum să vă spun, car cu fân, dar e puțin spus act, un car cu fân, se descoperă primele documente care
care privesc Mitropolia Brăilabii, Mitropolia Brăilii. Sunt primele documente pe care profesorul Maxim ne le oferă aici. Și se mai descoperă un lucru, zilele trecute îmi scria, și anume contribuția lui Plângoveanu, dar și a celorlalți domni panarioți de după el, care fac tot ce pot cu autoritățile otomane pentru a pune capăt ingerințelor turcești asupra țării românești. Turcii împingeau mereu cotarul Raialei către vest, către mijlocul muntenii. Odată amintite aceste lucruri, o să mai spun că un coleg al nostru, puțin mai tânăr dar decât mine, Costel Chiriac, de la Institutul de Arheologie din Iași, multă vreme sub oblăduirea domnului profesor Spinei, ca director al Institutului, Institut al Academiei, a reușit să-și publice teza, o teză interesantă despre civilizația bizantină și societatea din regiunile extracarpatice a României în secolele 6-8, cu un subiect de interes pentru mulți de aici de față. În sfârșit, un ultim subiect și cred cel mai important, am venit astăzi la 6 decembrie să vă prezint macheta doar, deci un singur exemplar, din atlasul istoric al orașului Brăila, care conține 22 de pagini scrise foarte mic, în format mai mare de A3, pe o structură extrem de interesantă, pe o structură de atlas istoric pe care noi, cei din România, ne străduim să-l urmăm prin exemplu Academiei Germane și să dăm atlasul istoric al orașului Brăila, care domnule primar va fi gata într-un tiraj de 500 de exemplare pentru 20 ianuarie 2014, când avem și acolo foarte multe jubile. Aș vrea să vă arăt doar câteva dintre planșele culori ale atlasului și care, sigur, adună această sursă cartografică pentru Brăila din multe, multe direcții. Să vă spun că atlasul va fi bilingv în română și germană. Să vă arăt, deși cei care ne-au urmat aici, un plan absolut inedit al Brăilei din 1819, descoperit în arhivele turcești de către colegul mai tânăr Hakan Engin, de la Universitatea de la Edirne, de la Adrianopol. Da? Extrem de interesant în ceea ce privește configurația Brăilei înainte de eliberarea de sub turci și, bineînțeles, apoi creata de planuri, dar nu înainte de a încheia cu celebrele vedute ale Brăilei, vedute care le știam doar în parte, trebuie să mărturisim, și care iarăși ne-au făcut surprize plăcute, vorbesc în ceea ce privește descoperirea lor. De la din Statele Unite și până în Turcia au mai fost găsite o serie de imagini care privesc războaiele ruso-turco-austriece, unele dintre ele total necunoscute nouă. Universitatea Brown din Statele Unite ne-a pus la dispoziție 3 sau 4 asemenea vedute, care universitate specializează arhiva și biblioteca pe imagini de război. Urmare, imagini total necunoscute până acum în ceea ce privește iconografia Brăilei și unele chiar mai târziu, de la 1877. Eu îmi închei acest periplu și această încercare de a vorbi despre un trecut și despre un prezent care îl dorim mereu în onoarea orașului și a ținutului Brăilei. Și am să dau cuvântul domnului profesor Spinei pentru câteva aprecieri pe care știu că dorește să le facă în legătură cu această colaborare cu Muzeul Brăilei, după care, sigur, am să rog pe plenar preasfințitul domnul primar, dacă v-a dorit câteva cuvinte să adresați. La preasfinția voastră, domnule primar, domnul director, domnul general, stimați colegi, doamnelor și domnilor, vin cu mare bucurie la Brăila, știind ce forță are muzeul, o unitate de talon pentru știința, pentru muzeistica românească și vă rog să mă credeți că nu exagerez dacă aș adăuga că nu numai pentru cea românească,
românească, dar și pentru cea europeană. Ca să parodiez o replică faimoasă dintr-o operetă vieneză, a spune că samovarul inimii mele fierbe pentru Brăila, fiind legăturile constante pe care le-am avut. Sunt luat cu timp nepregătite în legătură cu modul de desfășurare a acestei reuniuni, având, iată, aici dintre mentor pe care, la care țin extrem de mult. Înaintea unei ședințe importante, cu două zile, în Parlamentul Britanic, un colaborator la primului ministru de atunci, Churchill, l-a întrebat ce face, ce ocupă. Și el spune, lasă-mă în pace, pregătesc replicile spontane pentru a treia zi. Eu, din păcate, n-am avut răgazul acesta, dar și sunt cumva copleșit de ambianță, de ambianța aici. Eu mă bucur că sunt ce, iată, partid la un moment, s-au scurs 20 de ani la întronizarea înaltea Sfințitului Casian. Vă spun că am mulți ieșeni, l-am revenit foarte mult pe înaltea Sfinția sa să vină la Iași, dar l-a spurat dumneavoastră din zona respectivă. Știu ce, cât de atașat este de cultură, cât de mult face pentru cultură și nu numai, și pentru rosturile duhovnicesc, este de asemenea un model. De asemenea, mă bucur că am prilejul să-l cunosc, să-l întâlnesc pe domnul primar și vreau să-i mulțumesc din partea unor colegilor în general pentru cât sprijină în această unitate muzeistică, pentru că ne plac sau nu ne plac administratorii, politicienii, trebuie să fim în conjuncție cu ei și ceea ce face dumneavoastră sprijinim muzeul este nu numai spre cinstea orașului, este și mai, înseamnă mai mult, pentru că muzeul din Brăila nu este un secret, poate că poate n-aveți repere mai largi. Eu vă pot spune că, reprezentând Academia, Institutele Universitate, avem o prețuire cu totul și cu totul deosebită pentru roadele muncii colegilor de la Brăila, în primul rând pentru domnul director, profesorul Ionel Strândea, dar și pentru colaboratorii domniei sale. E greu să-i citesc pe toate, dar am o egală pentru ele și pentru domnul Bălan, pentru domnul Sârbu, pentru domnul Pantelea, pentru domnul Proitoru și pentru alți colaboratori ai muzeului. Și ca spațiu expozițional și din publicațiile care sunt tipărite aici, Brăila stă în elita cercetării din țară. Un program editorial extrem de ambițios, care rivalizează cu cel al editurilor prestigioase din țară, cu editura Academie, cu editura Polirom și altele lucruri deosebite. Iar în peisajul acesta, nu cam trist, al evoluției societății noastre, a zice că este un luceafăr care clipește, care se afișează în lucrurile nu tocmai plăcute pe care le traversează societatea noastră de astăzi. Lucian Blaga spunea foarte frumos că într-un surâs, într-o epocă mai tristă, este un simbol de îmbărbătare și creativitatea este cea care dă acest spectru mai deosebit și al lumii intelectuale.
Trăim într-o lume unde nu numai sunt dificultăți materiale stringente, dar în care abundă maculatura. În standarde de la librării, din biblioteci, apar tot felul de lucrări jalnice, neprofesioniste, și dar care delutează pe cititorul de rând. Și e un mare lucru că exigențele pe care le-a impus conducerea Muzeului din Brăila fac ca aceste maculatură să pălească. Am colaborat de mulți ani cu colegul și prietenul anumite publicații și aș vrea să, între altele, mă laud, sau să ne lăudăm împreună că în colecția Florilegium, în care se tipăresc exponenți de prim rang din știința mondială, și americană și românească, această colecție Florilegium Magistrorum are o foarte bună difuzare internațională și, ca un lucru mai recent, Academia chineză vrea să tipărească în chineză, să traducă în chineză volumele respective. N-am să vă invit să vedeți dacă acuratețea traducerii este foarte, foarte bună. Dar este un mare lucru. China, de cum știți, e o mare forță, nu fiindcă a venit primul ministru mai zilele trecute, este și o mare forță științifică și este un lucru, iată, lăudabil, dar acesta este o mică secvență a lucrurilor bune care se pot spune despre efortul editorial pe care îl face muzeul. Eu sper că, și vreau să cred că toți brăilenii sunt conștienți de ceea ce se realizează aici, cum se spune în Sfintele Evangheliei, parte în vreo 3, la Matei, la Marcu, la Luca, iar Mântuitorul se plângea apostolilor că nu poți fi proroc în propriul oraș. Dar, în sfârșit, lucrurile de alte paliere, suntem într-o brăilă dinamică, cu oameni înțelegători la conducere și sunt speranțe că lucrurile decurg într-un mod pozitiv. Poate veți întreba de ce această cavalcadă de festivist și muzeul merită aceste lucruri de laudă. Caragiale, la un moment dat, lăudat de un mare critic contemporan cu el, la Cumilescu, s-a întrebat, oare nu mă lauz prea exagerat? Și tot el a răspuns. Eu cred că nu. E cam în acest mod se poate spune și despre Muzeul din Brăila. Îi mulțumesc colegului și prietenului Ionel Cântă pentru volumul pe care mi l-a dedicat. Moda volumelor magiale a pătruns și la noi, iar mă bucur și de gestul amical. Poate ar trebui, cum se face în momente similare, să vă împărtășesc de cât de mult am muncit ca să merit volumul respectiv, dar să-mi evoc lupta cu foștii directori, cu alții care mi-au îngrădit ascensiunea, n-am să o fac, n-am să mă laud și de cât de mult lucrez pentru anumite performații. Și n-am să mă laud și pentru anumit motiv. Îmi rememorez un fapt auzit, petrecut la Universitatea din Oxford, când un celebru fizician original din Noua Zeelandă, Rochefort, îl vedea pe un colaborator
venind înaintea lui la serviciu în laborator, când pleca la masă, tot găsea acolo, când se pleca acasă, tot acolo, și la un moment dat iritația i-a spus acestui colaborator. Dar, dumneata, dacă lucrezi tot timpul, când mai gândești? Și ceva cum povestioare cu iz tot anecdotic, doi evrei, unul încropit, unul mai puțin, unul din evrei s-a adresat conaționalului său și i-a spus: păi, dumneata, dacă muncești așa de mult, cât mai câștigi un ban? Este și motivul, știind acestea, pentru care eu n-am să vă plictisesc cu amănuntele respective. Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră. Să-i felicit conducerea muzeului, pe domnul director Fîndea, în mod personal, pentru ceea ce realizează. Institutul de Arheologie a Academiei Române din Iași, la i-a decernat titlul de membru de onoare al Institutului cu câțiva ani în urmă, tocmai întâlnindu-i valoarea efortului, modul cum valorifică cercetările arheologice, cum sprijină în general tot spectrul cultural din Brăila, un spectru care are reverberații naționale. Când, de asemenea, reprezintă pentru mine o mare satisfacție, am crezut în acest pupitru, împreună cu un alt preasfințitor, Mitropolit Casian, și alături de domnul primar, care sprijină, după cum am dat seama, în mod eficient, derularea activității din acest oraș. Vă mulțumesc pentru atenție. Bucurie, domnule director, împreună cu domnul primar, în ziua ocrotitorului spiritual al Brăilei, iată, mi-ați amintit că sunt 9 decembrie de la această înțeleaptă și necesară aducere a minte în prezent, în primul rând, de valorile mari care se uită. Ceea domnul academician Spinei a arătat pentru a descoperi în contemporanitate valorile, fie ele și economice, ele sunt în zăcăminte. Tot așa, cultura care este învelișul sufletului. Cultura este acea parte din cult, este hlamida, mantia prețioasă, care împodobește sufletul, care, așa cum se știe, e nemuritor. Puțin dintre noi, trăitorii vremeni pe Pământ, reușim să sesizăm. Există o poartă strâmtă, pentru că ați folosit expresii biblice și m-am bucurat, și normal să fie așa. Folosesc și eu una de fața ofertelor contemporane, care sunt mai mult din domeniul informatic, științe informatice, știința de a fi informat, care însă nu are posibilitatea de a descoperi și cealaltă dimensiune a științei,
cea a formării. Informație bună atunci când sunt în fața noastră oameni pregătiți și formați bine. Ca spus cum erau la înaintaș replicile spontane, astfel de replici spontane s-au petrecut și s-au petrec tot timpul între oameni înalți din punct de vedere spiritual. Spiritele înalte nu se ciocnesc niciodată. Și reușesc să se armonizeze fiecare din direcția lui. Iar noi ne îmbogățim. Așa a fost odată un schimb de replici între mintea cea mai strălucită din perioada intemperică, și anume Nicolae Iorga, care susținea în Parlament un punct de vedere. El e pomenit aici pentru aceea că a fost deputat de Brăila la Parlamentul României. Era tipul brătienii. Evident, nici brătienii nu erau mai pe jos. Și acum Iorga era vârful cultural și spiritual, Atene era o cealaltă parte socială și politică. La un moment dat, în câteva controverse, au urmat unul după altul la tribună și Nicolae Iorga a avut să pună capăt controversei. S-a adresat către ceilalți colegi și i-a spus: ei, ce vreți să văd eu acum? Era un inginer. Inginerul a cerut dreptul la replică. Și a spus reputatului om de cultură: măsura, domnule profesor. Și e necesară. Deci, complementaritatea, cred eu, stimate domnule academician, complementaritatea, cred că este argumentul forte pentru întâlnirea iubitorilor de cultură și de spiritualitate. De la sine înțeles, veniți din cetatea culturii, din capitala culturală a unei părți de țara noastră, Moldova, într-un gen de capitală culturală a muntenii. Nu vor fi de acord muntenii cu ceea ce spun eu acum, dar eu ca muntean spun aceasta având în vedere admirația lui Nicolae Iorga pentru maica, a zis el, a Principatului, Brăila, cred că a avut în vedere faptul că Brăila a știut să reziste în timp, în moduri diferite. A știut să reziste tentații de a-și pierde identitatea. Acesta, cred eu, că este elementul foarte al Brăilei. Nu și-a pierdut identitatea europeană, creștină și românească în 300 de ani. Și ne bucurăm că domnul profesor Emil Cândea a prelungit în muzeu preocupări quasi universitare, academice și apropiate de Institutul de Arheologie Culturală. Dacă la Iași e un institut de arheologie propriu-zisă, mie îmi place să cred că domnul profesor Cândea este pe drept membru onorându-ne la Iași, pentru că a început prin arheologie propriu-zisă la Măxine. Îi datorăm redescoperirea cetății de cultură și de credință, mănăstirea Măxine, pe care, când a văzut-o acum biserica restaurată, la Preasfințitul Calinic, care deține cea mai frumoasă bijuterie a arhitecturii, Sfântul Nicolae Domnescu. Este prototipul bisericilor de pe teritoriul României, secolul XIV. A avut o ușoară emoție când a descoperit Biserica lui Matei Basaran de la Măxine, Redivivus, renăscută. Nu se puteau reface zidurile dacă la bază nu erau cercetările unui tânăr, perioada comunistă. O mănăstire uitată 100 de ani.
pentru cu Zău Sireți Dumnezeu. Volumul sau nu-i volumul 2, ci este ediția a doua a acestei mănăstiri, monografia mănăstirii Doxineri, va înscrie cu siguranță, cred că această monografie, pe un loc principal între monografiile din mănăstiri. Cred că este un model. Și sperăm ca în anul 2014, când Sfântul Sinod a hotărât să cinstim românii pe un alt Constantin. Anul ăsta l-am cinstit pe Constantin cel Mare în creștinătății. Eliberatorul Romei persecuții. Cu crucea mână. Împărat cu crucea mână, care 1000 de ani a condus cel mai mare imperiu în timpul lui, care a fost cunoscut vreodată. Nu este ca și Constantin cel Mare, nici un strateg, și aici sunt generale, ne bucurăm că sunt, întrucât Sfântul Atenie, să știți, ar trebui să fie patronul generalilor. De ce? El a văzut lângă Sfântul Constantin ca general crucea pe cer, împreună cu împăratul. Și el a spus, imediat o punem pe pieptul nostru, generalilor. Și el a mers cu Sfânta Elena la Ierusalim și a descoperit Sfânta Cruce, făcând din soldați arheologi. Și el a murit ca martir, mărturisind puterea crucii în Egipt. Deci, anul care vine, cinstim pe Sfinții Brâncoveni, Sfântul Constantin Brâncoveanu, este pentru timpul respectiv aproape Constantin cel Mare al culturii, al identității și al dialogului european. Ca minune, domnilor, s-a reușit prin dialoguri înțelepte, prin pelerinajul unde a fost și domnul Gândea cu domnul Maxim și cu domnul academician Alexandru Zup, colegul dumneavoastră, alt prieten al Băinii. La închisoarea Edicule, unde au fost închiși voivodul și copiii săi și ginele său, s-a acceptat așezarea unei plăci care amintește și Turcia, spre cinste ei, autoritățile de acolo au fost de acord să menționeze acest eveniment, pentru că acum 300 de ani Europa a tăcut mâlc. Toți ambasadorii au fost de față la decapitarea celor 4 popori a Brâncoveanului și a Smernicului Anarhiei. Unul a protestat. Și acum totuși bine să se știe cine este pentru întreaga creștinitate Sfântul Brâncoveanu. E știitor la Occident și în Biserica Sfântul Nicolae de București, de la kilometru 0, acolo prefericitul Patriarh Daniel a cerut să se verifice în mormântul Brâncoveanului făcut în fugă de doamna Marica, pentru că Brâncoveanu și-a făcut, cum se știe, mormântul la Uresi, în Vâlcea. Dar a trebuit să fie în grabă pescuit de la Constantinopol, îngropat la insula Halki și a dus numai cum Dumnezeu știe în țară. Nicolae Iorga și Patriarhul Miron. Sunt lucruri care trebuie știute. Prin anii 30 au scos rămășițele și le-au adus în Biserica Sfântul Gheorghe a Patriarhiei și cu un pelerinaj extraordinar de la Patriarhie și Universitate a așezat din nou rămășițele Biserica Sfântul Gheorghe. De unde s-a știut? Acolo Iorga a descoperit. A descoperit pe candela brâncovenească scriind aici odihnesc rămășițile răposatului Constantin Brâncoveanu și a scris această Marica, Doamna. Și din fericire se cunoaște Sfântului Constantin acolo.
Atunci au fost posemintele scoase, acum după canonizare sunt sfinte noastre. Va fi așezat într-o rahă de mare cinste și tot anul 2014 se va reface traseul Sfântului Brâncoveanu la principalele sale ctitorii. Ce lucruri minunate, dar mai ales aceste documente din patrimoniu culturii turcești, a limbii turcești, Domnul Maxim este fără doială Maximus. Este nu Maxim, ci este Maximus. Prin ceea ce a reușit iar Muzeul Brăilei, merită toate felicitările. De aceea, în festivitățile bisericești, în Comisia Națională, l-am propus pe Domnul Maxim și pe Domnul Cândea, lângă prea fericitul Patriarh al României, pentru organizarea acestor manifestări. Sper să avem șansa să fie o procesiune și la Maxime. Sper, dacă veți veni cu argumente foarte clare și precise, din care se vadă că Sfântul Constantin Brâncovean a fost acolo, a ctitorit acolo, a ajutat acolo. Că nu putem păcăli dacă nu avem argumente imbatabile și serioase. Evident, la Biserica Sfânta Parascheva din Istanbul, unde ați prezentat aceste cărți, trebuie să știe că acolo, cu eforturi mari, s-a stabilit parohia românească din Istanbul, ca o reprezentanță noastră pe lângă Santitatea sa Patriarhul Ecumenic, care cetățea pe onoare al Brăilei. Un unchi al lui a slujit în biserica grecească de la Brăila. Iar acolo, domnule profesor, mi-a atras cineva atenția la intrarea la biserică, e o piatră tombală a unuia din mitropoliții proilavi de la Brăila. Iată ce conexiuni și legături. Sper că acestea toate să le putem publica și sunt bucuros că ați amintit despre existența documentelor care sărace, totuși, privind această mitropolie care 300 de ani au unit raialele de pe Dunăre cu creștinii din patru țări. Bulgaria de astăzi, România, Basarabia și Ucraina Hanului. În sensul că n-au trecut la Islam nici unul dintre creștinii care au fost păstoriți de mitropoliții, 22 de mitropoliți, proilav, n-au avut mitropolie și ziduri mari, dar au avut putere spirituală, slujba s-a făcut în limba română și nu avem astăzi moschei de la Giurgiu și până la Brăila, datorită crucii ținută drept de mitropoliții proilav de la Brăila. Închei cu aceea de a-mi exprima marea mea mângâiere pentru domnul profesor și academician Spinei, care a scos toți spinii din sufletul îndurerat al românului care are nevoie de cultură, de istorie și nu de maculatură. Poporul are nevoie de cultură și nu de maculatură. Și spinii din maculatură îi scoate cu o divărcie extraordinară domnul academician Spinei. Dacă ne permiteți, domnule academician, printr-o expresiune franțuzească, aș vrea să arăt că nu sunteți deloc spinos, ci sunteți mânuios. Zice așa, în loc să vă plângeți că trandafirii au spini, mai bine să vă bucurați că spinii au trandafiri. Așa că trandafirii frumoși ai cercetării și ai lucrărilor dumneavoastră am văzut câteva cercetări și istorice bisericești cu câteva pomernice, m-a impresionat până unde ați putut adânci o știre simplă de un rând
care se duce pe 200 sau 300 de pagini cu bibliografie, încât să se rușine să mai semnez o tranță de articol, dacă nu ești în stare să cauți în arheologia spiritului până la capăt. Vă mulțumim și v-am pus în față o carte pe care nici Domnul Gândel a văzut-o nici acest muzeu și nici Brăilenii. O ridic cu evlavie în mână. Este prima carte de gen de România pe care a scris-o episcopul meu, care a fost mare profesor la Colegiul Nicolae Bărcescu Anton Angelescu, mai târziu episcopul Buzăului, și care și-a dat un strălucit doctorat după ce a studiat în anii 30 la Montpellier, în Franța, despre psihologia religioasă a copilului și a adolescentului cu aplicații la învățământul religios. A început să o scrie din 1925. Așa făceau atunci. Pentru o carte de 100 de pagini, a cercetat din 1925 până în 1939, când s-a publicat la Brăila, dar nu pot scoate un cuvânt de aici, tabelele a cercetat sufletul copilului și adolescentului, care rezistă în 2013, ceea ce a făcut el în 1925. În același an, cu preasfințitul Latin, apărea tot la Brăila, o a doua carte, esențială pentru pedagogia educației, de mâna lui Vasile Băncină, și anume psihologia religioasă a copilului. Deci tot cam cu același titlu. Unde credeți că s-a găsit? Nu mai era nici că doamna Coca s-a prăbădit. În fine, ce s-a publicat în 39, ce se mai lipsește? Au venit epurările din biblioteci în 48-49 sau altă poate și am găsit un exemplar de fericire la biblioteca Istrosdin, sau biblioteca, cum se numește, Panaidistrata, scuze. Dar dorăm, nu-i așa? Deci, șansa republicării acestei cărți, bibliotecii Panaidistratei din Brăila. Iată cum știe Brăila să păstreze astfel de bijuterii, astfel de juvaieri, și eu mă ferice din toată inima că în cadrul sărbătorilor Brăilei această esență de sărbătoare se păstrează în cutiile mici de aur ale sufletelor și cercetătorilor noștri de mare valoare care sunteți de față aici. Vă mulțumim! Mulțumesc la prezenției sale, mulțumesc domnului academician Victor Spinei. Trebuie să îndrept un lucru pe care nu l-am făcut, dar n-am amintit prezența aici a domnului vicepreședintele Iubita și cer scuze, pentru că erați deja în dispozitiv când am intrat. Și vreau să dau cuvântul domnului primar, pentru că e ziua municipiului și patronului spiritual. Eu cred că este un lucru deosebit să ne aducem aminte, cu atât mai mult cât sunt 20 de ani, să ne aducem aminte de niște gesturi care la un moment dat au venit să așeze lucrurile într-un făgaș firesc. Respectiv momentul în care Consiliul Local Municipal a adoptat hotărârea ca patronul spiritual al orașului să fie Sfântul Nicolae. Cred de asemenea că este benefic să ne readucem aminte, din când în când cel puțin, că o serie de instituții din oraș, nu numai, lucrează pentru a readuce în fața noastră istoria, pentru a ne aduce aminte de lucrurile frumoase care s-au întâmplat, unele eroice, altele comune, dar care care fac parte din istoria noastră, din viața noastră de zi cu zi și care ne-au marcat trecutul și, de ce să nu spunem,
poate ne vorba ca și viitorul atunci când facem de fiecare de referire la ele și când ne gândim că aceste fapte sunt fapte de referință pentru noi și pentru ceea ce dorim să facem în continuare. Ceea ce face muzeul și Consiliul Județean care gestionează activitatea muzeului, cred eu că este iarăși de menționat. De menționat pentru că, dincolo de municipiu, pentru că azi e ziua municipiului și lucrurile se îndreaptă de obicei pe sărbătoriți, dar trebuie să ne aducem aminte de ceea ce a evocat în Alta Sfinția sa, în legătură cu Mănăstirea Maxime, de ceea ce făcea domnul Cândă la un moment dat și a fost un an de pionerat când ne-am dus către Cetatea Albă. Era cam complicat momentul respectiv, dar muzeul, cultura, arheologia, ne-au permis să facem niște legături cu zona aceea extrem de sensibilă, de ceea ce ne propune domnul Cândă la un moment dat despre cetățile de la Dunăre și cred că putem merge mai departe, domnul director, respectiv Turnul, Giurgiu și Brăila. Și cred că trebuie să ne gândim mai departe la a dezvolta tradiția, ceea ce tot căutăm noi așa de mai multă vreme, grupele, Brăilei și alte elemente, de ce puțin mai departe să încercăm să găsim cum am găsit acea carte prețioasă în bibliotecă, după lungi cercetări. Cred că vom găsi și ceea ce ne dorim să ne găsim, să găsim, pentru că și aici este o problemă, am găsit noi de ceva, nu ceea ce ne dorim să găsim, în legătură cu cetatea Brăilei, cu vechile elemente de urbanism din Brăila, pentru că, încă o dată, sigur că ne dorim pot peste Dunăre, ne dorim autostradă, ne dorim dezvoltare, locuințe proprii, etc., etc., dar trebuie să vedem și ceea ce avem deja, și ceea ce trebuie să punem mai mult în valoare. Și a ști să beneficiem noi înșine de ceea ce avem noi înșine, cred eu că este o capacitate sau o valoare, sau e o dorință, cum vreți să spuneți dumneavoastră, deosebită pe care noi o avem. Eu vă mulțumesc, domnule director, pentru efortul depus și mi-a exprimat speranța că împreună putem face pașii despre care s-a vorbit aici și alții care, sigur, mi-am spus aici. Eu tot țin minte pe preasfințul care zice cei care din binecuvântate pricini nu sunt aici. Și pașii pe care din binecuvântate pricini nu i-am putut spune astăzi aici. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule director, pentru acest tuturor celor de față. Am obiceiul să închei cu durarea care ne permite la anul 2014, la 100 de ani de la ultima vizită a regelui Carol la Brăila, întâlnitor și al muzeului și al bibliotecii, să fac pașii pentru, și să parcurgem pașii pentru a da numele lui Carol I, Muzeului Brăilei, Muzeul Brăilei Carol I, și să spun tuturor celor de față și viitor sănătate. Este o tradițională urare pe care a luat-o și Alexandru Ganfuza și Carol apoi, în deschiderea tuturor documentelor oficiale, decretelor pe care le-am emis. Și să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi, într-o zi adevărat de sărbătoare, când foarte mulți dintre noi avem o familie, avem rude, prieteni, pe care îi cheamă Nicolae sau Nicoleta. Tuturor sănătate și la mulți ani! Mulțumim!